Suntem în perioada marilor reduceri și pentru a atrage cât mai mulți clienți, comercianții au lansat nenumărate oferte promoționale și au redus prețurile cu până la 80%. Ei bine, nu toți operatorii economici respectă prevederile legale cu privire la comercializarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, în special prin aplicarea prețurilor incorrecte la produse la care există promoții. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului a efectuat o serie de controle la nivelul județului Argeș cu privire la comercializarea articolelor de îmbrăcăminte pentru copii. În urma acestora au fost aplicate 15 amenzi în valoare de 53.000 de lei. Au fost controlați un număr de 26 de operatori economici de pe teritoriul județului Argeș, fiind constatate abateri privind la lipsa prețurilor corecte la unele produse la care existau promoții, lipsă de numire producător-importator la produse textile, lipsă perioadă promoție, lipsă indicator modul de întreținere a produselor textile, lipsă informații privind compoziția fibroasă în limba română. Așadar, comercianții, mare atenție, în cazul în care nu veți respecta prevederile legale de comercializare, veți fi sancționați, iar amenzile sunt foarte dure.